Ionovski, cum ați decis să faceți acest pas foarte important, atât în biografia noastră, cât și în scena politică a României? Ați intrat într-un partid care, deși acum se află într-o curbă descendentă, promite să absorbă un nou corp de idei. Care a fost motivația noastră? Mi se pare că PDL este cel mai frecventabil partid din România. E singurul care, prin apartenența la Partidul Popular European, are o vocație creștin-democrată pe care vreau să o cristalizez prin platforma noastră și prin Fundația Creștin-Democrată. E timpul de acțiune, 70% dintre români nu mai votează, au intrat într-o apatie civică dezastruoasă și trebuie să rescriem un contract politic cu adevăratele elite aflate prin forța împrejurărilor într-un soi de adormire în raport cu treburile publice. Și deci acordul cu electoratul urban, cu diaspora, cu elitele acestea decuplate de sfera deciziei politice, sunt principalele axe pe care acțiunea mea politică se va înscrie. Cred că trebuie să trecem de la faza contemplativă, seminarii, cărți, publicistică, la acțiunea politică nemijlocită, singura pârghie prin care se poate ameliora calitatea deciziilor politice în România. Aș vrea să vă întreb în aceeași măsură, care vi se pare că este plus valoarea pe care o aduce Fundația Creștin-Democrată în acest peisaj de reflexie și de acțiune politică? Fundația Creștin-Democrată este un instrument de coagularea unei elite politice tinere, alternative. Este în același timp bazinul de idei unde vom aduna tot ce înseamnă vocabular politic creștin-democrat, marile concepte, figurile de la care ne revendicăm, racordurile la dezbaterile de actualitate. Deci va fi o platformă politică, nepartizană, în care vom reuși să, prin colaborare și cu Institutul de Studii Populare și cu Fundația Konrad Adenauer, cu toți partenerii noștri din Europa, să lărgim acest flux de idei politice creștin-democrate în viața publică din țară. Există un profil deja evident în rândul membrilor acestei fundații, identificăm foarte mulți tineri. Cum vi se pare că ar putea fi cumva smulsă din apatie această bătură socială care în România nu mai activează ca în anii 90? Trebuie să reinventăm toată societatea civilă. Nu trebuie să lăsăm soarta României pe seama unor politicieni profesioniști legați toxic de ceea ce numesc eu aranjamentul de tranziție. Trebuie reinventată societatea civilă, trebuie să reinventăm arta conviețuirii, trebuie să vorbim despre binele comun, trebuie să-i motivăm pe oameni, să le restabilim încrederea. Credibilitatea noastră ca actori politici, noi, va putea să ne conducă spre această țintă printr-un efort foarte mare, bineînțeles, pentru că trăim într-o societate minată de scepticism și de suspiciune, de neîncredere în orice inițiativă dedicată binelui comun. Trebuie să ne depășim cumva singurătățile și egoismele și să vedem cum putem să lucrăm împreună într-un joc în care fiecare are de câștigat dacă își asociază propria competență la un efort mai mare. Aș vrea să vă întreb cum credeți că experiența noastră de aproape două decenii de diplomat, cum credeți că această experiență va contribui la parcursul noastră politic? E acum un început de drum. E un început de drum, am o destul de bogată experiență internațională, o bună competență administrativă, am condus diverse entități. Sunt un om care lucrează natural în orice echipă, știe să armonizeze, să federeze. Am o moderație născută care cred că este foarte utilă în efortul acesta de coagulare și nu rămâne decât să depășim superstiția că oricine în afară de oamenii deștepți, bine pregătiți și bine intenționați din această țară poate face politică. Ce mesaj atunci ați avea pentru prietenii noastre intelectuali care, sigur, vor continua să scrie cărți, recenzii și, mă rog, comentarii scurte sau lungi pe tema, știu și actualității politice?
Cum credeți că vor citi ei gestul dumneavoastră? Unii, siguranță, vor avea și admirație, alții rezervă. Am nevoie de sprijinul tuturor oamenilor inteligenți, tuturor patrioților adevărați, tuturor celor care nu se mulțumesc să-și exprime insatisfacția față de stadiul în care a ajuns viața politică din România. Trebuie să începem prin cineva și de undeva o schimbare autentică și ne asumăm acest lucru. E un act de curaj. Nu cred că e lipsit de suport public. Va trebui să fim clari, consecvenți, să ne marcăm diferența și să avem încredere că poporul român nu e sortit pieii și nici exercițiilor nesfârșite de mazochism. Domnule Vaconschi, vă mulțumim. Mulțumesc și eu.